Astăzi vom vorbi despre câteva principii pentru a putea identifica dacă lucrarea unui om este de la Dumnezeu sau nu este, dacă lucrarea unui proroc este de la Duhul Sfânt sau nu este de la Duhul Sfânt. În zilele noastre sunt atâția proroci care se numesc proroci și Domnul Iisus cu 2000 de ani înainte ne spune păziți-vă de prorocii mincinoși. Deci în zilele de astăzi sunt mai mulți proroci mincinoși ca niciodată. Dacă vreodată au existat mulți proroci pe fața pământului, astăzi, 2020, este momentul în care pe fața pământului se găsesc cei mai mulți proroci mincinoși. Și Domnul Iisus și Scriptura întreagă ne avertizează și ne spune păziți-vă de prorocii mincinoși. În ziua de astăzi nu vedem mai pe nimeni aproape care să spună cu tare este proroc mincinos. Știm că face lucrul acesta fratele Andrei Croitoru, Domnul să-l binecuvinteze, sau Alin Loloș, sau alți frați, dar nu sunt. Sunt foarte puțini aceia care spun cu tare este proroc mincinos. Cu toate că Scriptura ne avertizează destul de clar cu privire la acești oameni. Matei 24 spune se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni. Da, zice, se vor scula proroci mincinoși și vor face semne mari și minuni. În ziua de astăzi, dacă aude cineva de un proroc, a făcut un semn, pur și simplu îl cataloguează direct și spune Domnul. Domnul a vorbit prin el sau un proroc adevărat de la Domnul. Și însuși Domnul Iisus, cuvintele lui, Matei 24:24, zice că se vor scula. Afirmă, se vor scula, deci vor veni cu adevărat proroci care vor face semne și minuni mari. Până acolo, încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Cei aleși nu vor putea fi înșelați, dar se vor ridica. Cine sunt acești proroci mincinoși? Și evident că noi suntem români, vom vorbi despre prorocii din România. Și sunt atâția proroci și prorocițe, probabil mai multe, în România. Și peste tot, pe întreaga fața pământului, sunt foarte multe prorocițe. Cum putem noi să știm dacă lucrarea unui astfel de om este de la Duhul Sfânt sau nu este? Deoarece fiecare spune, păi, eu cred că este de la Duhul Sfânt. Celălalt spune, eu cred că nu este. Eu cred că este de la Duhul Sfânt și așa mai departe. Și prorocii noștri din România, cum sunt Vetuța Hani sau Puiu de la Hunedoara sau Sora Dana de la Cluj sau Petrișor de pe canalul Cibi și mulți alți oameni, de exemplu, canalul Apocalipsa postează despre foarte multe prorocii, ei știu care sunt numele prorocilor, canalul Avădane și multe alte canale de pe YouTube postează foarte multe prorocii, ca și cum noi am avea nevoie neapărat de prorociile acestor oameni. Cumva, fără ele, n-am mai trăit noi bine. Cumva, fără ele, n-am ști cum să facem voia Domnului. De ce s-ar gândi acești proroci că am avea noi, toți ceilalți oameni de pe fața pământului, am avea nevoie să ascultăm prorociile lor? De ce se gândesc ei că am avea noi nevoie? Deoarece noi avem Scriptura, avem Cuvântul lui Dumnezeu care este fără greșeală. Cuvântul lui Dumnezeu insuflat de Dumnezeu. De ce am avea nevoie de prorociile lor? Și dacă în adevăr prorociile lor sunt de la Dumnezeu, ar trebui cu adevărat să le asculte orice om de pe fața pământului și să le lipească aici, după cartea Apocalipsa, să spună prorocia sorei Dana de la Cluj, prorocia lui Petrișor, prorocia lui Vetuța, prorocia lui Puiu de la Hunedoara și așa mai departe, dacă ar fi cuvântul lui Dumnezeu. Dar astăzi vom vedea câteva principii pe care le folosea Jonathan Edwards din 1 Ioan capitolul 4, versetul 2 și 3, cu privire la cercetarea duhurilor. Noi vom vedea doar patru dintre ele, ca să știm cum el îmi vorbește de la Dumnezeu, ca să știm dacă cutare sau cutare, sau dacă lucrarea lui cutare și a lui cutare este de la Dumnezeu
Deci, în primul rând am afirmat că Scriptura spune că se vor ridica mulți proroci mincinoși. Se vor ridica și vor face semne și minuni mari, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Deci se vor ridica. Acum, primul principiu pe care Jonathan Edwards și el însuși l-a aplicat în Marea Trezire este aceasta. Înalță lucrarea pe adevăratul Hristos, oricare ar fi lucrarea unui proroc. Și ei numesc lucrare, ceea ce ei aduc din partea, așa zic ei, de la Dumnezeu, ei numesc lucrare, am o lucrare din partea Domnului, spun ei. Și încep și spun ceea ce cred ei că Domnul le-a vorbit. Și primul principiu este acesta, înalță lucrarea pe adevăratul Hristos, înalță lucrarea pe Domnul Iisus Hristos, înalță lucrarea pe Domnul Iisus Hristos așa cum îl cunoaștem noi din Scriptură? Zic acest lucru deoarece majoritatea prorocilor spun acest lucru nu-l spunem pentru slava noastră, acest lucru nu-l spunem pentru slava noastră, îl spunem pentru slava Domnului Iisus și atât. Și ca un clișe, ei spun aceste lucruri, le spunem spre slava Domnului Iisus și atât. Și când vine vorba de a vorbi despre lucrare, spune, păi eu m-am dus în casa la cutare femeie și i-am spus, Doamna, aveai gazul, da drumul. Dacă nu veneam eu, s-a zis cu tine. M-am dus la cealaltă persoană, mi-am pus mâinile peste ea și Domnul a vindecat-o. M-am dus la altă persoană, m-am rugat pentru ea și am postit și Domnul a vindecat-o. Mi-am pus mâinile peste cutare persoană și Domnul a vindecat-o. E, nu vedem, ei zic, această lucrare îl înalță pe Domnul Iisus, ceea ce s-a întâmplat îl înalță pe Domnul Iisus, dar tot ceea ce ei mărturisesc, se vede clar că toată slava o primesc ei. Deci este uimitor cum poate să sune lucrurile. Ei spun, îl înalță pe Domnul Iisus Hristos și când mărturisesc lucrarea în sine, vorbesc doar despre slava lor însuși. De aceea, primul principiu pe care trebuie să-l folosim ca să ne dăm seama de orice persoană și de orice lucrare, chiar și de orice predică, înalță ea pe adevăratul Hristos, Hristosul Bibliei, pe Domnul Iisus Hristos din Biblie. Și ca să știm ce fel de duh este în spatele acestei lucrări, în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 13, ne spune așa Domnul Iisus. Zice, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, nu Duhul rătăcirii, nu Duhul minciunii, Duhul adevărului, Duhul Sfânt este numit Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, că cel nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. După aceea spune, el mă va proslăvi. Duhul Sfânt va proslăvi pe Domnul Iisus Hristos. După cum am văzut că a făcut-o prin apostol în cartea Faptele Apostolilor. Toți apostolii, când au făcut vreo minune și au spus pe Iisus din Nazaret, pe Iisus din Nazaret, prin credința în numele Lui se află omul acesta vindecat și spunea oamenilor, de ce priviți la noi? Ca și cum noi prin puterea noastră l-am vindecat pe acest om, ci Domnul Iisus Hristos. Și auzeai din gura lor decât Domnul Iisus Hristos. Nu auzeai din gura lor, noi ne-am pus mâinile peste acest om și vai Domne s-a făcut vindecat pentru că noi eram mai sfinți. Nu! Ei spun Domnul Iisus, Domnul Iisus, Domnul Iisus, în toată mărturisirea lor, ei îl înalță pe Domnul Iisus Hristos, pe acela care a murit și a înviat pentru noi. Primul principiu, ca să știm dacă este Duhul Sfânt în spatele unei lucrări sau în spatele unei persoane, îl înalță ea, lucrarea sau persoana, pe adevăratul Hristos, pe Hristosul Bibliei, nu pe acel Hristos despre care mulți vorbesc. O, Domnul Iisus Hristos a venit la mine. Ce ți-a spus? Păi mi-a spus multe lucruri despre cer, despre iad. Domnul Iisus mi-a spus că ne iubește pe toți și așa mai departe. Sau multe alte lucruri care sunt sucite din Scriptură. Întrebarea este, înalță lucrarea acestor proroci pe Domnul Iisus Hristos? Trebuie doar să-i ascultați și vă veți da seama că lucrarea lor și mărturisirile lor nu îl înalță pe Domnul Iisus Hristos, ci se înalță pe ei însă și spun, mie mi-a vorbit Domnul, mie mi-a dat Domnul, mie mi-a dat Domnul revelație nouă, revelație nouă, de aceea trebuie să o ascultați de la mine. Ei nu îl înalță
pe Domnul Iisus Hristos prin lucrările lor între ghilimele, ci se înalță pe ei înșiși. Trebuie doar să-i ascultați și să fiți atenți că și toată slava în toate aceste lucruri o primesc ei și nu Domnul Iisus Hristos. Și Evanghelia după Ioan, capitolul 16, spune: El mă va proslăvi. Duhul Sfânt, când va fi într-o persoană, va spune: Hristos, doar Hristos și numai Hristos. Doar în El, numai în El și numai în El. Numai în Domnul Iisus Hristos ne găsim mântuirea noastră, ne găsim speranța noastră, ne găsim bucuria noastră, ne găsim totul doar în El. Avem totul în El și tot ce avem nevoie este doar de El. Veți vedea că acești falși proroci, fiindcă sunt falși proroci, ei spun: păi, ai nevoie de vindecare, ai nevoie să știi mai mult de la mine cum va fi viitorul, ai nevoie să știi mai mult de la mine ce se va întâmpla cu viața ta în viitor, ai nevoie să știi mai mult, dar de la mine, nu din Scriptură, care vor fi zilele viitoare, ce pedepse va aduce Dumnezeu pe pământ și așa mai departe și orice alt lucru. Dar ei spun: ai nevoie să știi de la mine, adică Domnul mi-a vorbit mie, eu sunt mai special. Tu nu ești, eu sunt mai special, de aceea eu o să-ți spun ție ceea ce Domnul mi-a vorbit mie. Ei se înalță pe ei însuși, nu înalță pe Domnul Iisus Hristos. De aceea primul principiu este: îl înalță lucrarea pe adevăratul Hristos. Duhul Sfânt spune în Evanghelia după Ioan: El mă va proslăvi. Da, Duhul Sfânt va proslăvi pe Domnul Iisus ori de câte ori va fi lucrarea Lui. Când în spatele unei lucrări este Domnul Iisus Hristos, această lucrare, acești oameni îl vor înălța pe Domnul Iisus Hristos și lucrarea Lui. Ceea ce El a făcut, lucru cel mai minunat în viața unei persoane care este născută din nou, este Domnul Iisus și jertfa Lui. Pe El nu-L mai interesează nimic altceva. Pe El nu-L mai interesează dacă Dumnezeu îl vindecă, pe El nu-L mai interesează dacă Dumnezeu îl lasă bogat sau sărac, pe El nu-L mai interesează nici chiar dacă îi moare familia. Pe El îl interesează un singur lucru și are dorința să înalțe o singură persoană sau o singură lucrare. Domnul Iisus Hristos, după cum Pavel a spus: nu doresc să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. E, dați-mi voie să vă spun că în toate prorociile acestor oameni nu auziți despre Domnul Iisus Hristos și despre El răstignit, ci auziți doar despre anumite lucruri viitoare, despre anumite revelații noi pe care le-au primit ei, dar nu auziți despre Domnul Iisus Hristos și despre El răstignit, ci altceva. Primul principiu. Cercetați-l dumneavoastră. Orice lucrare, lucrarea mea, ceea ce spun eu, ceea ce predic eu, cercetați. Dacă înalți eu pe Domnul Iisus Hristos sau pe mine însumi. În al doilea rând, se opune ea la ceea ce este lumesc? Această lucrare pe care acești oameni o prezintă, se opune ea la ceea ce este lumesc? Și fiecare dintre noi ne-am gândit, care cunoașteți un pic pe Vetuța Hanis sau alți proroci, ați spune: păi da, dar ei imediat se opune la ceea ce este lumesc și le spune la oameni: pocăiți-vă, părăsiți anumite lucruri rele, și numesc ei anumite păcate. Și am putea să zicem: da, adevărat, această lucrare pe care o prezintă acești oameni sau acești oameni se opune la tot ceea ce este lumesc. Dați-mi voie să vă menționez un pasaj din Matei, capitolul 6. Domnul Iisus ne spune așa, 6:25: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Spune: ce veți mânca, ce veți bea? Zice: nu vă îngrijorați de viața voastră. Eu vă spun că toate prorociile pe care le spun acești oameni, doar le spun cu un singur scop, ca omul să se îngrijoreze cu privire la viața lui. Nu le spun cu scopul de a-i întări și să le spună: Domnul va face lucrarea Lui, El vă va păzi, El va îngriji de voi, deoarece sunteți în Hristos, sunteți copii ai Domnului Iisus Hristos. Ci le spune doar ca să îi îngrijoreze cu privire la viața aceasta. Alte prorocii și alți oameni care au anumite lucrări, de exemplu, cum sunt cei de la Rugul Aprins, chiar dacă voi face un mesaj special cu privire la ei, ei spun: primește vindecarea, primește vindecarea, primește vindecarea,
Dumnezeu te va binecuvânta, cum spune Pustan, dacă ești bolnav, nu ești binecuvântat, nu ești binecuvântat. Și Domnul Iisus spune, nu vă îngrijorați de viața voastră, ce veți mânca, ce veți bea. Și în versetul 31, nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca. Și versetul 32 spune, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Știți cine caută toate aceste lucruri? Ce să mănânc, ce să beau, să fiu sănătos? E cei necredincioși. Oamenii care nu au niciun Dumnezeu, ci singurul Dumnezeu sunt ei însuși. Pe ei interesează doar eu, eu, eu. Pe ei interesează doar lucrul acesta. Eu să fiu bine, să fiu sănătos, să am bani, să-mi fie copii sănătos, să-mi fie soția sănătoasă și să-mi fie bine. Toate aceste lucruri neamurile le caută. Din firea pământească se caută lucrurile acestea. Eu nu zic că e rău să le avem, dar ce spune Domnul Iisus? Toate aceste lucruri neamurile le caută. E, mergeți la Ponoară să vedeți ce caută oamenii acolo. Doar bunăstare. Doar bunăstare. Să le fie bine din punct de vedere financiar și să fie sănătoși. Atâta. De ce am zis? Al doilea principiu pe care Jonathan Edwards îl numește, se opune ea la ceea ce este lumesc. Dați-mi voie să vă spun că este complet lumesc. Să te gândești doar de ce nu mă vindecă Dumnezeu? De ce nu mă vindecă Dumnezeu? De ce nu mă vindecă Dumnezeu? De ce sunt sărac? De ce sunt sărac? Și multe alte lucruri. Copiii lui Dumnezeu care au fost născuți din nou, ei nu mai gândesc așa. Îi spun și dacă Dumnezeu mi-ar da iadul în momentul de față, ar fi drept, deoarece eu nu merita nimic mai mult. Și toți copiii lui Dumnezeu, care și unii dintre ei trăiesc în sărăcie, ei spun slăvit să fie Dumnezeu pentru că ne-a dat mult mai mult decât am fi meritat noi. Ne-a dat pâine pe masă, ne-a dat sănătate în mare parte trupurilor noastre, ne-a dat copii, ne-a dat familie. Ei îl binecuvintează pe Dumnezeu pentru tot ceea ce au și sunt mulțumitori lui Dumnezeu față de tot ceea ce au. Sunt alții care spun, oh, păi mă doare spinare, am durere de cap și așa mai departe și atâtea vindecări pe care le caută oamenii la rugul aprins la Ponoară. Tot timpul să fie vindecați, ei tot timpul se vaită, sunt nemulțumitori, 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 citiți Roman capitolul 1 și o să vedeți, nemulțumitori, măcar că l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Ce caută acești oameni? Bunăstarea lor. E, întrebare, lucrarea pe care o prezintă acești proroci mincinoși, se opune ea la ceea ce este lumesc? Nu! Nu se opune la ceea ce este lumesc, deoarece centrul căutării pe care orice om din lume îl are este să-mi fie bine. Ba mai mult, într-un rezumat, Biblia satanistă spune, fă ce vrei, cum vrei, numai să-ți fie bine. Deci chiar și Biblia satanistă învață acest lucru, adică să-ți fie ție bine, să ai tu toate lucrurile, tot ce poți să faci, fă, numai să-ți fie bine. E, asta este complet lumesc. Domnul Iisus ne spune, face să moară în voi faptele firii pământești, omorâți mădularele voastre. Domnul Iisus nu ne spune să vă fie bine în toate lucrurile. Domnul Iisus nu ne promite viață din belșug, în sensul fizic, o să fiți sănătoși. Nu, Domnul Iisus ne promite dacă venim la El prigoană. Asta ne promite, da. Cei ce vor să trăiască cu evlavie pentru Hristos vor fi prigoniți. Domnul Iisus ne promite prigoană. Ce caută lumea? Să-i fie bine. De aceea, al doilea principiu pe care acești falși proroci nu-l trec este că lucrarea lor nu se opune la ceea ce este lumesc. Se opune la anumite principii morale pe care chiar mulți moraliști, care nici măcar nu sunt creștini, se opun. Și sunt mulți moraliști care se opun la curvie, sunt mulți moraliști care se opun minciunii, sunt mulți moraliști care se opun avortului și așa mai departe. Și a multor altor păcate. Și totuși ei nu sunt creștini. Doar să spui, eu mă opun la ceea ce este avort. Eu nu sunt de acord cu minciuna, nu sunt de acord cu curvia, cu violența și așa mai departe. Asta nu te face creștin, asta te face cumva, între ghilimele, moralist. Și acești falși proroci se opun la anumite din aceste principii moraliste. Dar ei nu se opun la ceea ce este lumesc, ci ei se opun doar la anumite principii morale. Și atâta tot. De aceea, acești falși proroci nu trec al doilea test, al doilea principiu. Cercetați-l dumneavoastră. Se opun ei la ceea ce este lumesc sau caută tot timpul ca să le fie doar bine? Doar bine, să le fie bine. În al treilea rând,
îi îndreaptă pe oameni spre Scriptură. Lucrarea în sine, predica în sine sau prorocul în sine îndreaptă pe oameni spre Domnul Iisus Hristos? Câți proroci ați auzit? Mergeți la Scriptură, mergeți la Scriptură și tot insistând, mergeți la Scriptură, mergeți la Scriptură. Niciunul. Fiindcă ei nu sunt călăuziți de Duhul Sfânt. Ba încă, ei însuși nu cunosc Scriptura. V-ar mira dacă ați vorbi cu anumiți proroci și să-i întrebați anumite lucruri din Scriptură și o să vedeți că nu le cunosc. Nu v-ar mira dacă i-ați întreba, domnule proroc, recitați-mi și mie nu știu câți psalmi din memorie din Scriptură. Nu o să știe. Pentru că ei nu cunosc Scriptura și nu o să îndemne pe alți oameni spre Scriptură, spre Cuvântul lui Dumnezeu. Dar, după cum am citit din Evanghelia după Ioan, Duhul adevărului vă va călăuzi unde? În tot adevărul. Și tot adevărul îl avem în Sfânta Scriptură. De aceea, în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, ne spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. 2 Timotei 3:16. Toată Scriptura. Și când ne spune toată Scriptura, se referă la canonul complet al Bibliei. Nu se referă și la anumite cuvinte pe care Vetuța Hanis poate să le spună, puiul de la Hunedoara sau Petrișor sau alți proroci. Nu! Ci ne spune la Scriptură. La Cuvântul lui Dumnezeu. Spune toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și acest cuvânt a fost tradus foarte bine de Cornilescu, insuflată ca și cum ar fi suflul lui Dumnezeu. Și apostolii, oamenii insuflați de Dumnezeu, au scris mesajul lui Dumnezeu. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și după aceea ne spune care este folosul ei. Acești oameni nu ne îndeamnă către Scriptură, ci ne îndeamnă către proroci. Mai vino, Domnul o să-ți mai vorbească. Mai vino la mine, Domnul o să-ți mai vorbească. Eu o să-ți spun cuvintele lui Dumnezeu. Nu, domnilor, n-avem nevoie de dumneavoastră. N-avem nevoie de prorociile, nici de revelațiile dumneavoastră, revelații noi, între ghilimele. N-avem nevoie să știm de la dumneavoastră cum este în cer sau cum este în iad, deoarece avem Cuvântul lui Dumnezeu. N-avem nevoie să știm de la dumneavoastră cum va fi în viitor, deoarece avem Scriptura. Putem să căutăm Matei 24 și în alte pasaje ca să știm cum va fi viitorul. Ce contează ce ne spuneți dumneavoastră? N-avem nevoie de prorociile dumneavoastră care orice om cu mintea un pic pe umeri și-ar dea seama imediat că multe dintre ele sunt atât de prostești care n-au niciun sens, ci pur și simplu vorbesc doar de dragul de a vorbi. Nu dau date concrete, nu dau momente concrete, nu dau locuri concrete și așa mai departe. Cei pur și simplu vorbesc de dragul de a vorbi lucruri generale. Noi n-avem nevoie de ele. Vă îndeamnă acești oameni spre Scriptură? Spre autoritatea Scripturii sau vă îndeamnă să vă supuneți autorității lor? Pretinzând ei că ceea ce spun ei este de la Duhul Sfânt, de la Dumnezeu. Ei înlocuiesc Scriptura. Acești falși proroci nu numai că nu vă îndeamnă spre Sfânta Scriptură, ci ei vor să înlocuiască Scriptura și ei însuși sunt Cuvântul lui Dumnezeu pentru voi și așa vor să fie. Dar Scriptura ne învață altceva. Zice, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire. E, da, Biblia, Sfânta Scriptură ne învață cu privire la toate lucrurile. Ne învață cum să trăim. Ne învață cum trebuie să fie viitoarea noastră soție, cum trebuie să ne tratăm viitoarea soție, cum trebuie să ne tratăm copiii, cum trebuie să ne comportăm la locul de muncă. Cum trebuie să facem orice. Ea ne învață, numai că trebuie să o citim. Ea ne învață cu privire la orice lucru. Numai că trebuie să o citim. Dar prorocii ce spun? O, vino la mine, eu o să-ți arăt. Vino la mine, întreabă-mă dacă viitoarea ta sau logodnica ta va fi soția ta. Întreabă-mă. Și ei îți dau răspunsul. Dar aici Scriptura ne spune că ea ne este de folos ca să ne învețe. Să ne mustre. Da, Scriptura ne mustră. Scriptura ne îndreaptă. Scriptura ne dă înțelepciune în neprihănire, ca să știm cum trebuie să ne comportăm în dreptate, în conformitate cu legea lui Dumnezeu. Și ne rezumă, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit sau complet, cu totul destoinic sau pregătit pentru orice lucrare bună. Ne spune Scriptura că
este de folos, Biblia, Duhul lui Dumnezeu ne spune că Scriptura ne este de folos pentru ca omul lui Dumnezeu să fie pregătit pentru orice lucrare bună. E, nu ne spune că am avea nevoie de o anumită revelație, de un anumit proroc sau de un anumit pastor sau de un anumit... Nu! Scriptura ne este suficientă. Numai că trebuie să o citim. De aceea, toți aceia, fără îndoială, care aleargă la proroci, am văzut prin anumite comentarii pe care le dau anumiți oameni care apără prorocii, se vede de la o poștă, cum e expresia românească, că ei nu-și citesc Bibliile. Deci majoritatea persoanelor care apără pe acești proroci, se vede destul de clar că ei nu citesc Biblia. Se vede destul de clar că ei nu citesc aproape deloc Biblia pentru că nu o cunosc. Argumentele lor cu privire la foarte multe lucruri sunt complet nule. Deci nu au niciun sens ceea ce ei spun ca argument. Luând un anumit verset din Scriptură, scoțându-l din context și atâta tot. Și se vede cât de puțin cunosc ei Biblia. Eu chiar v-aș îndemna, dacă cineva are argumente, să-mi lase în comentariile acestui video pentru ce am avea noi nevoie de proroci. De ce folos mi-ar fi ei mie? Sau de ce folos ar fi ei creștinilor după Evanghelie? Sau acelora care nu cred în proroci? Nu mi-este de niciun folos. Eu am Scriptura care este Cuvântul lui Dumnezeu și mi-este suficientă pentru ca să fiu pregătit, destoinic, capabil pentru orice. Pentru orice lucrare bună. După cum am spus, în al treilea rând, spune Jonathan Edwards, îi îndeamnă pe oameni spre Scriptură? Lucrarea, predicatorul, prorocul, vă îndeamnă acesta spre Scriptură să cercetați și să cercetați și să cercetați și să cercetați? Eu vă spun că nu. I-am ascultat de atâtea ori și nu vă îndeamnă spre Scriptură și să cercetați Scriptura din punct de vedere gramatical, istoric, în primul rând. Ei nu vă îndeamnă la lucrul acesta, ci ei vă îndeamnă să mergeți spre ei, să ascultați revelațiile lor. Și cu privire la acest lucru, John MacArthur ne vorbește despre aceste lucruri într-o carte care se numește Foc Străin și v-aș îndemna să o cumpărați, este foarte de preț. Și el ne spune următorul lucru. Spune, renumitul comentator britanic al Bibliei din secolul 20, David Martin Lloyd-Jones, a rezumat în cuvinte foarte potrivite perspectiva corectă pe care ar trebui să o aibă credincioșii de astăzi în legătură cu profeția, revelație din partea lui Dumnezeu. Odată ce a fost scris textul Noului Testament, spune Martin Lloyd-Jones, lucrarea de profet nu a mai fost necesară. În istoria bisericii a apărut tulburare din cauza că oamenii au crezut că sunt profeți în sensul Noului Testament și că au primit revelații speciale ale adevărului. Răspunsul la aceasta este că în perspectiva Scripturilor, Noul Testament, în perspectiva Scripturilor Noului Testament, nu mai este nevoie de adevăr suplimentar. Aceasta este o afirmație categorică. Avem în Noul Testament tot adevărul și nu mai avem nevoie de revelații în plus. Ne-a fost dat totul. Tot ce e necesar ne este deja pus la dispoziție. De aceea, dacă cineva pretinde că a primit o nouă revelație a vreunui nou adevăr, ar trebui să fim imediat suspicioși. Răspunsul la toate acestea este că nevoia de profeți ia sfârșit odată ce avem canonul Noului Testament. Nu mai avem nevoie de revelații directe ale adevărului. Adevărul se află în Biblie. Nu trebuie niciodată să separăm Duhul și Cuvântul. Duhul ne vorbește prin Cuvânt, astfel noi ar trebui totdeauna să punem la îndoială, să cercetăm orice presupusă revelație care nu se conformează pe deplin Cuvântului lui Dumnezeu. Cu adevărat, esența înțelepciunii constă din a respinge cu desăvârșire termenul de revelație în ceea ce ne privește pe noi și să vorbim doar despre iluminare. Revelația a fost dată odată și pentru toți cei ce avem nevoie și ceea ce prin Harul lui Dumnezeu putem avea și chiar avem este iluminarea din partea Duhului Sfânt pentru a înțelege cuvântul. Martin Lloyd-Jones ne spune, nu mai avem nevoie de revelații extra. Și în același timp, tot în această carte, Charles Spurgeon ne spune asemenea lucruri. Spune, luați seama să nu-i atribuiți niciodată Duhului Sfânt închipuirile voastre deșarte. Am văzut Duhul lui Dumnezeu dezonorat fără rușine de către unii, sper că erau nesănătoși la minte, spune el,
că li s-a revelat cu tare sau cu tare lucru. În ultimii ani n-am avut nicio săptămână în care să nu fi fost deranjat de revelații ale unor ipocriți sau maniatici. Unora cam nebuni le place foarte tare să vină la mine cu mesaje din partea Domnului și poate că îi scutesc de mult necaz când le spun odată pentru totdeauna că nu mă interesează mesajele lor stupide. Charles Spurgeon, pe timpul lui existau asemenea profeți, le spunea: nu mă interesează mesajele voastre stupide. Niciodată să nu-ți închipui că întâmplările acelea îți sunt revelate ție din cer. Astfel ajuns să fii asemenea celor idioți care îndrăznesc să-și pună propriile lor tâmpenii strigătoare la cer în seama Duhului Sfânt. Dacă simți că te mănâncă limba să vorbești prostii, pune asta pe seama diavolului, nu a Duhului lui Dumnezeu. Orice lucru pe care Duhul Sfânt dorește să-l reveleze oricăruia dintre noi se află deja în cuvântul lui Dumnezeu. El nu mai adaugă nimic în Biblie și nu o va face niciodată. Deci cei care au revelații din acestea să se ducă la culcare și să se trezească la realitate. Doresc doar ca ei să urmeze acest sfat și să nu-l mai insulte pe Duhul Sfânt atribuindu-i prostiile lor. Și John MacArthur ne spune: s-ar putea să sune neplăcute cuvintele lui Spurgeon. Ele însă reflectă severitatea prin care Scriptura însuși condamnă o astfel de îndrăzneală. Scriptura ne vorbește destul de clar ca să spunem noi: așa vorbește Domnul și am și eu un cuvânt pe care vreau să-l adaug Scripturii. Deoarece dacă acești oameni ar vorbi din partea lui Dumnezeu, cuvântul lor ar trebui să numească Scriptură. De aceea ei nu vă îndeamnă spre Scriptură, ci spre ei însuși. Și ultimul test l-aș spune, Jonathan Edwards zice: produce iubire de Dumnezeu și de semeni. Lucrarea aceasta sau ceea ce predică acești profeți, proroci, ceea ce spun ei prin prorociile lor, produce iubire de semeni și iubire de oameni? Și în 1 Ioan găsim ca evidență că cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Deci o persoană care, din nou, și în 1 Ioan vorbește, cine nu iubește pe frați nu este născut din Dumnezeu, găsim că acești oameni care cred în prorocii, care cred în profeții, și dacă cineva îndrăznește să spună: eu nu sunt de acord, eu nu cred că mai există proroci, imediat aceia care cred în asemenea prorocii spun: fiu diavolului, anticristul, și m-a numit de atâtea ori, mi s-a spus că sunt anticristul în persoană, fiul diavolului, că vorbește diavolul prin mine, doar pentru faptul că am spus eu nu cred că mai există proroci, eu nu cred în prorocii. Și ei pur și simplu, dintr-o dată, te cataloghează. Nu produce iubire de semeni nici de oameni aceste învățături, aceste prorocii, acești oameni care tot apără pe acești falși proroci, nu produce iubire de oameni, deoarece vedem clar că atitudinele lor sunt la fel ca celor din lume. De multe ori când ies la evangelizare, aceasta este atitudinea celor complet lumești, celor care, aș putea spune, sunt influențați cumva de diavolul. Nu doar complet lumești și imorali, ci care sunt cumva și influențați de diavolul. Însuși fariseii spuneau Domnul Iisus, ca să-l atace, cum îi spuneau? Zice: tu vorbești de la diavolul, tu faci lucrurile astea din partea diavolului, și așa mai departe. Și la astfel, așa spun acești oameni care apără pe falși proroci. Și așa spun acești proroci, acești falși proroci: cine vorbește împotriva noastră este de la diavolul. Doar pentru faptul că nu sunt de acord cu ceea ce spui tu, înseamnă că sunt de la diavolul. Și de aceea zic, al patrulea principiu pe care Jonathan Edwards îl scoate din 1 Ioan, capitolul 4, produce iubire de Dumnezeu? Nu. Deoarece acești oameni, imediat, dacă ai îndrăznit să pui la îndoială ceea ce ei spun, dacă ai îndrăznit să pui la îndoială autoritatea lor, te trimite în ea de 50.000 de ori. Adio iubire. Îți vorbește într-un mod în care nici cei din lume n-ar vorbi. Și la anumite clipuri pe care le-am postat pe internet, am lăsat comentariile acolo doar ca ei însuși să poată să-și vadă comentariile. Să poată să-și vadă comentariile răutăcioase. Să poată să-și vadă comportamentul lor firesc și antibiblic. Și după cum spunea Andrei Croitor odată despre astfel de oameni și comentariile lor, el spunea: dacă în public poate să posteze astfel de lucruri și poate să spună asemenea lucruri, care o fi comportamentul lor în secret? Deci dacă în public poate să jignească așa și să spună toate lucrurile astea, ce ar spune ei în secret? Vă dați seama cât de îngrozitor este? Acești oameni
și lucrările lor nu produce iubire de Dumnezeu și iubire de semeni, iubire de aproapele, ci oricine îndrăznește să nu fie de acord cu ei, imediat îl trimite în iad și îl numește fiul diavolului și la revedere. Și sunt atâtea familii care s-au despărțit din pricina la astfel de lucruri. Persoane care spun, eu nu cred în prorocii, s-a terminat. Eu nu cred în prorocii, la revedere. Pur și simplu nu au nicio relație cu ceilalți deoarece spun, ăia nu cred în prorocii, ăia sunt eretici deoarece nu cred în prorocii. De aceea ar trebui să ne gândim bine. Am spus doar câteva lucruri simple pentru ca noi să putem să cercetăm orice lucrare, orice mesaj din partea oamenilor. Și încă o dată rezum. Înalță lucrarea sau prorocul pe adevăratul Hristos, pe Hristosul Bibliei. Să-L înalțe cu adevărat, nu pe ei însuși făcând anumite minuni, chiar dacă sunt minuni false. Se opune persoana sau lucrarea sau prorocul la ceea ce este lumesc și se predă pe deplin în mâna Domnului Iisus și spune tot ce am nevoie este Domnul Iisus Hristos? Sau spune ai nevoie de vindecare, primește vindecare, primește vindecare, primește vindecare, cum spun cei de la Rugul Aprins sau cum spune Vladimir Pustan, dacă ești bolnav, ești sub blestem. Nu se opune la ceea ce este lumesc, aceste lucrări. În al treilea rând, îi îndreaptă pe oameni spre Scriptură? Nu, acești falși proroci nu îi îndeamnă pe oameni spre Scriptură, ci spre ei însuși. Ei înlocuiesc Scriptura. Ei sunt Scriptură pentru ceilalți. Cineva în comentarii mi-a spus odată că ceea ce spun acești proroci falși, el nu a spus că sunt falși, ceea ce spun acești proroci are aceeași autoritate ca Scriptura. Asta a spus el. Ceea ce spun acești proroci sunt aceleași cuvinte. Cel puțin a fost consecvent cu principiul. Dacă Domnul vorbește și ne-a vorbit în Scriptură, este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Domnul ar vorbi prin ei, ar fi tot cuvântul lui Dumnezeu. Este consecvent cu principiul. Dar ca să înțelegeți cât de absurd. Cât de absurd. Îndeaptă pe oameni spre Scriptură, al treilea principiu. Nici de cum. Produce iubire de oameni și de Dumnezeu. Nici de cum. Cercetați orice lucrare ca să vedeți dacă este de la Duhul lui Dumnezeu, dacă este Duhul lui Dumnezeu în spatele unei lucrări, în spatele unor oameni, dacă este Duhul lui Dumnezeu, El va înălța pe Domnul Iisus Hristos, se va opune la ceea ce este lumesc, va îndrepta pe oameni spre Scriptură și va produce iubire de Dumnezeu și de semeni. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea har să puteți să aplicați acest principiu simplu pe care îl găsiți în 1-a Ioan, ca să știți, să nu mai primiți orice auziți de la orice om. Și cu această ocazie vă îndemn să ascultați, deoarece în ziua de astăzi toată lumea ascultă pe YouTube, aceia care ascultați, vă îndemn să ascultați pe Andrei Croitoru sau pe Alin Lolo sau pe fratele de la Brașov care colaborează cu Heart Cry, cum se numea iubita? Sorin Prodan, îl găsiți din nou pe YouTube. Ascultați și din nou cercetați chiar și lucrările lor să vedeți dacă Duhul Domnului este în spatele acestor lucrări. Sunt oameni pe care îi apreciez, îi iubesc și cred că ei vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Și în același timp puteți să ascultați alți oameni pe care îi găsiți pe internet, în limba engleză, Paul Washer sau John MacArthur sau Steve Lawson. Și astfel de oameni vă vor ajuta să creșteți în credință, să creșteți în maturitate spirituală pentru a putea să-L onorați mai mult și mai bine pe Duhul, pe Dumnezeu și pe Duhul Lui prin faptele și prin trăirea voastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute să puteți să aplicați aceste principii simple oricărei predici, oricărei prorocii, oricărei lucrări.